Administrația Bazinală de Apă Banat a implementat proiectul Ape Curate, Verde, Viață Viitor. Inițiativa urmărește implementarea mai multor acțiuni de conștientizare a problemelor de mediu, monitorizarea și evaluarea acestora. Aceste acțiuni vizează creșterea nivelului de educație a tinerei generații pentru un mediu curat și sănătos. De-a lungul timpului am dus o serie de campanii, să spunem așa, punctuale. Tocmai de aceea am dorit să facem acum o platformă unde să participe toți factorii care sunt interesați în domeniul acesta, atât factori din, să spunem, din zona guvernamentală, cât și din cea neguvernamentală. Vrem să facem această platformă tocmai pentru a, să spunem, standardiza un pic modul de abordare a acestei activități de conștientizare a publicului. Ne-am orientat în primă fază spre partea de gimnaziu, să spunem așa, cu precădere. Nu excludem și celelalte, cu siguranță vom ajunge și la adulți, să spunem așa, dar vrem să începem cu partea de gimnaziu, cu copiii mai cruzi pe care avem, să spunem așa, mai multe șanse de a-i atrage spre acest domeniu. În cadrul proiectului, Administrația Bazinală de Apă Banat are încă 6 colaboratori din mediul universitar, administrația locală și din sfera serviciilor legate de apă. Facem foarte multe activități de ecologizare, de conștientizare și de educație ecologică în școli. Suntem prezenți în toate școlile din județul Timiș. Mai mult decât atât, salutăm inițiativa Inspectoratului și a Ministerului de a face această săptămână verde, unde suntem foarte solicitați. Colegii mei, în săptămâna aceea, suntem împărțiți în toate școlile din județ. Noi gestionăm deșeurile din tot județul Timiș. Acest program vine ca o completare la proiectul demarat anul trecut, 10, un județ de nota 10, în care ne dorim în continuare să facem un județ curat și în care să implicăm cât mai multe persoane. Noi credem foarte tare în puterea educației, a implicării și a spiritului civic. Suntem alături de toate activitățile care sunt întreprinse de către orice entitate, atât prin sprijin financiar, logistic și în mod deosebit prin prezența fizică. De ce spun prezența fizică? Pentru că prin angajații noștri și prin activitatea de zi cu zi de a vă furniza dumneavoastră, nouă, tuturor, un serviciu vital de alimentare cu apă și canalizare, suntem prezenți în aproape 70%, 80% spre 80% din area de operare a județului Timiș, iar titulatura care o avem de operator regional, sperăm în anii următori, prin reorganizarea teritorială administrativă, să devenim ceea ce ne dorim și putem să asigurăm. Mă bucur foarte mult de această inițiativă, pentru că dumneavoastră ați văzut când sunt probleme, atunci întotdeauna apele române, Aquatimu, este foarte importantă. Când nu sunt probleme, nimeni nu ne bagă în seamă. Și trebuie să conștientizăm care sunt problemele, eu zic din liceu sau din școală, ca oamenii să fie formați, să știe care sunt problemele adevărate în ceea ce privește apele noastre, resursele de apă. În afară de componenta educațională, bineînțeles că tratăm și componenta cercetare. Pe lângă elementele deja enumerate, universitatea noastră a fost și este un actor principal în zona de biodiversitate. Când spun lucrul ăsta, mă refer la faptul că universitatea noastră a jucat un rol esențial, subliniez esențial, în momentul în care România se pregătea să elaboreze primul raport de țară către Comisia Europeană pe componenta specii Natura 2000. Universitatea noastră a coordonat la nivel național un capitol, capitolul acvatic, de specii acvatice, resurse acvatice și această componentă care iar a venit universității a avut un succes real. Sperăm că toți factorii implicați în acest proiect vor fi la fel de entuziasmați ca și noi și așteptăm rezultatele să își pună cuvântul. Mulțumesc!
Proiectul are ca punct de plecare bazinul superior al Begăi, unde se vor desfășura acțiuni educative de conștientizare a păstrării apelor curate în comunitățile riverane și se bucură de participarea inițială a peste 180 de elevi. Acțiunile se vor extinde apoi pe întreg spațiul hidrografic Banat.